actualitate, social, reportaje și interviuri, transmisiuni live, politic. Când vrei să știi, Călăraș Press. Legat de drumul 412 dintre Frumușani și județul Giurgiu, o distanță de vreo 4 km care pe rasa județului nu este reabilitat, aveți un proiect ceva? Acel drum, discuț de la Frumușani spre Giurgiu, nu? Da, comuna Mărăși, Giurgiu. Da, acel drum a fost transferat către Consiliul Județean Giurgiu, de la preluarea și împărțirea administrativă care a avut loc, să spunem, după Revoluție, după anul 1990, și noi astăzi am avut corespondență cu președintele Consiliului Județean Beianu de la Giurgiu și am dat toate documentele ca să-l e prins pe Programul Național de Investiții. Va fi și el realizat pe Programul Național de Investiții, e o prioritate a 1 a Consiliului Județean Giurgiu. Și noi am pus la dispoziție și actele de proprietate și tot ce am avut în arhiva județului Călăraș să poată să-și facă legătura, procesul verbal de predare către Giurgiu, tot ce am găsit noi în arhivă, că nu le mai găsea Giurgiu astăzi. Și noi i-am adus la cunoștință că el este în administrarea și în proprietatea CJ Giurgiu. Actualitate, social, reportaje și interviuri, transmisiuni live, politic. Când vrei să știi, Călăraș Press.